În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, nu de multă vreme vă aminteam de o parabolă rostită de Mântuitorul Hristos, și anume în legătură cu un om, cu un gospodar care avea țarină, care a semănat greu, iar primăvara acesta a răsărit. Iar argații lui au venit la el și au spus: stăpâne, noi știm că ai semănat greu bun și iată că în țarină a răsărit și neghină. Și a răspuns: da, este un dușman al meu care a venit peste noapte și a semănat neghină în țarinele mele. Păi atunci, stăpâne, au zis argații, să ne ducem și să plivim și să smulgem firele de neghină și să lăsăm doar firele de grâu. Iar stăpânul a zis: nu, nu faceți așa, pentru că dacă vă duceți odată cu firele de neghină, o să smulgeți și fire bune de grâu sau le călcați în picioare. Lăsați-le să crească împreună, iar la vremea secerișului, atunci secerăm și pe unele și pe altele, le vânturăm, le punem la trior și acolo se alege neghina de o parte și grâul de altă parte. Grâul merge în hambar să facem pâine, iar neghina va merge în cuptor unde va fi arsă. Prin aceasta, Mântuitorul Hristos a vrut să ne spună că nouă ne este dat și îngăduit de Dumnezeu să trăim unii cu alții și buni și răi, și drepți și nedrepți, și virtuoși și păcătoși. Nu există o societate perfectă, iar Dumnezeu nu pretinde de la noi, chiar în biserică, să fim o societate perfectă. Suntem ca într-o clasă în care elevii sunt mai buni, mai puțin buni, mai silitori, mai puțin silitori, sau într-o universitate unde sunt studenți. Ei bine, peste an, unii se promovează, alții rămân pe urmă, iar la sfârșitul anului sunt examenele. Unul promovează cu 10, altul cu 7, altul cu 5, cu 5, dar trece la limită, iar cei sub 5 rămân repetenți. Ei bine, iubiții mei, secerișul de care se vorbește în parabolă și examenele de la sfârșitul unui an școlar sunt de fapt judecata, vremea judecății. Vine o vreme când se întâmplă și judecată, când trebuie să se aleagă unii de alții, care va să zică: putem trăi în vălmășie, de cele mai multe ori fără să ne supărăm unii pe alții, dar vine o vreme a judecății când trebuie să se stabilească cine este cu adevărat bun, în ce măsură este bun, ce grad de bunătate are, ce treaptă de desăvârșire și cine este cu desăvârșire rău, care nu a vrut să învețe sau care a vrut să rămână toneghină. Pentru că vreau să vă spun un lucru, iubiții mei, spre deosebire de ordinea naturală a vegetației, în care grâul rămâne grâu și neghina rămâne neghină, în ordinea omenească lucrurile se întâmplă prin bunătatea lui Dumnezeu într-un alt chip. Și anume, neghina poate deveni grâu. Aceasta este minunea. Cunoaștem atâția păcătoși și mari păcătoși care au devenit sfinți, care la început au fost neghină și apoi prin efortul propriu, prin pocăință, prin iertare, prin bunătatea lui Dumnezeu, prin harul Duhului Sfânt, au devenit sfinți. Nu-i nevoie să vă spunem, pentru că îi cunoașteți din calendar. Femei foarte, foarte păcătoase, și noi la sfârșitul postului mare ne amintim de Maria Egipteanca, o ființă foarte păcătoasă care a devenit sfântă. Așadar, este posibil ca neghina să devină grâul. E mai puțin posibil ca grâul să devină neghina. Adică un om bun să devină cu desăvârșire rău. El însă poate deveni mălură. Mălura este grâul care s-a degradat și care este pe jumătate sec, nu este bun nici de pâine și nici de semănat în pământ. Este ceva care nu poate rodi. Așadar, iubiții mei, de această judecată ne-a vorbit Sfânta Evanghelie de astăzi, pe larg după Sfântul Evanghelist Matei. Că va veni o vreme a judecății. De ce? Pentru că Dumnezeu este bun. E bun, e foarte bun. De aceea nici se tolerează să stăm la oaltă bun și răi pe pământ. Și ne spune Domnul Iisus că El, Dumnezeu cel ceresc, face ca soarele să răsară și peste cei buni și peste cei răi, iar ploaia să cadă și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dar în același timp, Dumnezeu, dacă este bun, este și drept. Vă aminteam odată de Ioan Botezătorul, care era nerăbdător să vadă securea
care stă la rădăcina pomilor și să taie pe pomii care nu fac roadă. Și Domnul ne-a spus ucenicilor lui Ioan, uite ce se întâmplă, deocamdată a venit mielul. A venit mielul care povățuiește, care iartă și care se jertfește pentru oameni. Securea va veni și ea, dar mult mai târziu, foarte târziu. Securea aceasta, adică judecata, va veni la sfârșitul veacurilor. Aceasta o știm cu precizie la Mântuitorul Hristos. Înainte de judecată vor fi totuși câteva etape pe care le cunoaștem tot din Sfintele Evanghelii. Va veni mai întâi sfârșitul lumii. Nu trebuie să vă imaginați un cataclism neapărat cu tremure sau pământul care ia foc și noi să ardem toți odată cu el. Nu, nu, nu. Din ceea ce cunoaștem noi din Sfânta Descoperire, din Sfintele Evanghelie și din Sfinții Părinți, sfârșitul lumii va însemna un pământ nou și un cer nou. Adică lumea de astăzi transfigurată într-un cer nou și pământ nou. Lumea nu va fi distrusă, pentru că a fost creată de Dumnezeu și Dumnezeu nu își va distruge propria sa creație. Atunci deja mai făcut, dacă trebuie să o nimicească. Numai că ea, firea aceasta, s-a degradat și Dumnezeu o va restaura în starea aici din tâi. Sfântul Grigore de Nisa are o interpretare foarte frumoasă a acestui fenomen. Spune așa că la început, universul sau materia era imponderabilă și transparentă, adică nu avea greutate și se putea vedea prin ea. Și omul în starea din tâi era transparent și era imponderabil. Ei bine, prin păcatul omului, natura s-a opacizat. Dintr-o dată a devenit grea la cântar și a devenit opacă. La sfârșitul veacurilor, când se va crea un pământ nou și un cer nou, această materie se va transfigura în sensul că își va recăpăta imponderabilitatea și transparența de la început. Așadar, va fi o prenoire a creației lui Dumnezeu. Acesta va fi sfârșitul lumii. Nu vă înfricoșați și nu vă luați după făcătorii de basme, așteptați cu încredere, pentru că lumea de apoi va fi mai frumoasă decât aceea care este acum. După sfârșitul lumii, va veni învierea morților. Despre aceasta foarte scurt vă voi spune, pentru că este un subiect extrem de frumos, de gingaș, dar și de complex. Vor învia și trupurile noastre cele moarte, dar tot transfigurate. Corpul omenesc este solidar cu natura, cu pământul din care este făcut. Și dacă pământul va deveni imponderabil și transparent, atunci și trupul omului, cel înviat, va deveni imponderabil și transparent. Va fi un trup duhovnicesc, așa cum îl numește Sfântul Apostol Pavel. Se seamănă trup firesc, natural, și va învia trup duhovnicesc. Acestea vor fi trupurile cu care vom învia atunci când sufletul care este nemuritor se va reuni cu trupul în care a viețuit pe pământ. A treia etapă este venirea Domnului sau parusia. Va veni Domnul pe norii cerului, dar nu va mai veni smerit ca atunci când s-a născut în Betleem și ca atunci când a fost răstignit pe cruce și bătut înainte de aceasta de cărturași, de farisei. Nu! Nu va mai veni umilit, ci va veni într-o toată slava sa, într-o toată lumina sa, cu sfinții îngeri. Și de-abia după aceea va veni judecata. Ei bine, iubiții mei, mulți se întreabă când va fi sfârșitul, sau când va fi venirea Domnului, sau când va fi judecata. Nu știm. Iar pentru aceasta cunoaștem tot de la Mântuitorul Hristos că nici îngerii din cer nu știu. Însă Fiul omului va veni ca un fulger care străbate cerul într-o singură clipită de la răsărit la apus. Este bine sau este rău că nu știm? E foarte bine, iubiții mei. Așa cum tot de la Dumnezeu a fost lăsat ca omul să nu-și cunoască numărul zilelor și sfârșitul vieții. Ce s-ar întâmpla dacă un om ar ști cu precizie? Sau dacă ar crede o vrăjitoare să știe că mai ai 5 ani și jumătate de trăit? S-ar prăpădi, s-ar nenoroci.
Această incertitudine asupra sfârșitului propriei noastre vieți face parte din liniștea noastră, dar și din vechea noastră. Dacă, deci, nu putem să știm sfârșitul omului în parte, nu putem să știm nici sfârșitul lumii, pentru că atunci știi ce se întâmplă. S-ar întâmpla foarte multe dereglări în moralitatea omului și a omenirii. Eu am fost cândva student al Facultății de Teologie din Sibiu și am avut un profesor de Noul Testament, foarte bun profesor, care avea un obicei insolit. Ne scotea la ascultare, la examen, la sfârșit de an, câte 5 sau 6, și ne cerea carnetele de studiu. Îi puneam carnetele, el punea notele, la unul 8, la altul 10, la altul 6, ne dădea carnetele înapoi cu notele puse și apoi s-a apucat de examen. Dar examenul era de examen, doar de formă. Ne întreba din toate materia și cu toată seriozitatea. Și mai târziu ne-am găsit eu cu dânsul și eu că eram călugăr și puțin mai murișor și l-am întrebat: părinte profesor, puteți să vă explicați și mie ce e cu treaba aceasta? Zice, păi iată ce se întâmplă. Eu obișnuiesc să-mi cunosc studenții de la cursuri și în special de la orele de seminar. Când stau de vorbă cu ei și știu care student învață tot timpul anului și păstrează ceea ce a învățat și care învață doar de mântuială înainte de examen și uită foarte repede ceea ce a învățat. Se mai întâmplă ceva, că un student foarte bun, care mi-a învățat tot timpul anului, în ajunul examenului primește de acasă o veste proastă, că e mama bolnavă, că a murit cineva din familie și el n-a dormit, e cu grijă acolo, plânge, se vaită, vine la examen și îmi răspunde prost, pentru că mintea lui este răvășită, ființa lui este răvășită. Și îmi răspunde de 7, dar el știe de 10. Pe câtă vreme un altul, care nu mi-a învățat tot timpul anului, îmi tocește 2 nopți înainte de examen, îmi răspunde de 10, ia și 10, dar după aceea uită ce a învățat. Că repede înveți, repede uiți. Și într-un fel i-am dat dreptate. Adică, într-un fel, era invitație la veghere și la permanență. Așa și dacă am ști sfârșitul vieții sau sfârșitul lumii. Duci o viață așa numai într-o petrecere și în păcate și zici, am timp, 2 săptămâni înainte de moarte, mă pocăiesc, postez, fac rugăciuni, merg la biserică, dau pomeni și cu aceasta mă apropii de Dumnezeu. Nu! Nu așa ne vrea Dumnezeu. Ci vrea ca omul să fie într-o permanentă stare de priveghere. Pentru că nu se știe nici ziua și nici ceasul când va veni sfârșitul omului și când va fi venirea Fiului omului, adică a dreptului judecător. Așadar, privegheați și vă rugați. Acesta este îndemnul și aceasta este porunca. Iubiții mei, în privința judecății, Sfânta Evanghelie ne creează o foarte mare surpriză. O judecată însemnează, de fapt, un interogatoriu. Te întreabă judecătorul, te acuză procurorul, te apără avocatul și te întreabă, e adevărat că ai făcut cu tare și cu tare și cu tare, ca la tribunal, ca la judecătorii lumesc. Ei nu, acolo judecățile se pare că dinainte făcute. Mântuitorul Hristos spune în Evanghelie, Tatăl mi-a dat mie să fac judecata. Toată puterea mi-a dat-o ca eu să fac judecata. Eu precum aud în judec și judecata mea este dreaptă. Ce înseamnă asta? Că faptele noastre și gândurile noastre ajung la Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl îi le transmite Fiului, Fiul le aude și după ele judecă. De fapt, adevărați judecători suntem noi. Fiul doar cumpănește faptele noastre, așa cum sunt până la sfârșitul vieții, dar adevăratul judecător al omului este omul însuși. Nu însă conștiința lui, care poate fi perversă, știm asta. Conștiința te înșală deste ori. Când nu deosebești răul de bine și faci răul crezând că faci binele. Nu. Este vorba de cumpăna cea dreaptă care este în știința și tot știința lui Dumnezeu. Ei bine, vom avea însă o surpriză, nu va fi un interogatoriu, ci dintr-o dată ne vom găsi toată omenirea, miliarde și miliarde, în fața dreptului judecător. Iar judecata va fi mult mai simplă decât o credem noi. Va despărți pe cei drepți de cei răi, de-a dreapta și de-a stânga lui. Și aici vine surpriza. Le va spune celor buni, veniți binecuvântații părintului meu, moșteniți împărăția care v-a fost vouă pregătită încă de la întemeierea lumii.
De ce trebuie să o moșteniți? Care sunt motivele? Pentru că eu, flămând, am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau, gol și m-ați îmbrăcat, străin am fost și m-ați primit, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Iar noi, dacă s-a întâmplat să fim un bun om, zice, vom ridica din numeri. Când, Doamne, te-am văzut că Tu ai trăit atunci, cu atâtea mii de ani înainte de sfârșit, când noi nici pe departe nu eram pe lumea aceea, când te-am văzut noi pe Tine în aceste ipostaze, flămând sau însetat sau... Și răspunsul va fi simplu. Adevăr vă spun, întrucât ați făcut acestea unea din acești frați mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Iar cior de-a stânga le va spune, plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost gătit diavolului și îngerilor lui. Îngerilor lui, adică slujitorilor lui, oamenilor care prin păcatele lor i-au slujit diavolului. Căci, și aici surpriza, flămând am fost și nu m-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau, gol și nu m-ați îmbrăcat, străini și nu m-ați primit, bolnav am fost și nu m-ați cercetat în temniță și n-ați venit la mine. Și vor zice și aceea, când, Doamne, te-am văzut? Ei bine, întrucât nu ați făcut acestea unuia din acești frați mai mici ai mei, mie nu mi-ați făcut. Aceasta este marea taină și zguduitoarea veste pe care ne-o aduce și dreaptă judecată. Iisus Hristos, prin înomenirea sa, se identifică cu fiecare suferință a omului din lume. Iar criteriul suprem al judecății va fi comportarea fiecărui om față de aproapele său. Dacă am plinit sau nu am plinit porunca iubirii, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, o iubire care în creștinism nu este o iubire platonică, doar un sentiment cu care să-l învălui pe aproapele tău, ci este iubirea prefăcută în faptă, care se numește faptă bună, sau milostenie, sau caritate, cum vrei să-i spuneți. Dar este fapta acea bună, faptă de aproapele tău. Iubiții mei, dacă în timpul predicii Mântuitorului a poruncit iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot cugetul tău și din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, adică două iubiri, una față de Dumnezeu și una față de aproapele, la judecata de apoi nu există decât una singură, iubirea față de aproapele tău. Ea însemnând și însumând și iubirea față de Dumnezeu. Vreți mai mare dăruire decât aceasta? Vreți mai multă bunătate decât aceasta? Se va ține seama de credința în fiecăruia dintre noi, de rugăciunile pe care le face la biserică și în casă? Se va ține seama de posturile pe care le face? Se va ține seama de meditația pe care o face? Se va ține seama de jertfa lui, de însingurarea lui jertfelnică? Dar peste toate acestea este milostenia. Este iubirea lucrătoare față de aproapele tău, fapta cea bună. Faceți fapte bune, ne spune Mântuitorul Hristos, și atunci veți fi cu mine, pentru că pe mine m-ați ajutat. Poporul român are un proverb, scurt, dar înțelept. Cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută. Vedeți? Aceasta pornește din Evanghelie. L-ai împrumutat pe Dumnezeu, care îți va răsplăti, care nu-ți rămâne dator. Dar în sărac este chiar El Dumnezeu pe care Tu l-ai ajutat. Câtă faptă bună îți trebuie? Pe puterea ta, câtă poți să faci? Într-o carte a lui Dostoievski, mare scriitor ortodox rus, care aparține de fapt literaturii universale, este povestit o întâmplare. I se spune unei femei ușuratice, unei femei de moravă ușoare, care nici nu s-a gândit vreodată la faptă bună, la Dumnezeu, la asta, și-a dus viața ei așa cum a dus. Și a murit și se găsea în iad. Iar deasupra era raiul, deasupra la un metru și jumătate, doi. Și de acolo fiecare avea câte ceva de care o să se agațe, câte un cârlig așa de care să se agațe și să iese din iad, că era la suprafață și să ajungă deasupra în rai. Și a fost întrebat, tu în viața ta n-ai făcut nicio faptă bună? Păi n-am făcut.
chiar așa. Nu că nu m-am gândit, nu mi-a păsat, mi-a păsat numai de mine. Să mănânc, să beau, să petrec. Asta mi-a fost mie viața mea. Dar chiar așa, ia, gândește-te bine că poate ai făcut în viața ta vreo faptă bună. A, zice cele din urmă. E adevărat că eram odată lângă o țarină, lângă a mea. Și a trecut cineva pe drum, zice, care... Și-am luat un fir de ceapă, l-am smuls de acolo din răzor și l-am dat trecătorului. Dar asta și o faptă bună. Ce bine, bine, firul de ceapă. Și a apărut în față firul de ceapă și s-a agățat de el și a mers deasupra în rai. Ei bine, uneori atât de puțin îți trebuie un fir de ceapă. Dar să fie, să-l faci. Dar omul poate mai mult decât atât. Există într-o rugăciune printre păcatele pe care omul le mărturisește, poate că nu i-am ajutat pe săraci după puterea mea, i-am ajutat sub puterea mea. Important este să-i ajuți după puterele tale, mult sau puțin, să fie direct proporțional cu ceea ce ai tu. Câștigi mai mult, ajuți mai mult, câștigi mai puțin, ajuți mai puțin, dar totul este primit în fața lui Dumnezeu. Și în final, iubiții mei, aș vrea să mai spun un lucru. Există o deosebire esențială în relatarea Sfântului Evanghelist Matei. Celor drepți le spune Domnul, veniți binecuvântații Părintului meu, moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă de la întemeierea lumii. Dar când le spune celor de-a stânga, le spune, duceți-vă în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Nu se mai spune de la întemeierea lumii. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu a creat împărăția pentru cei buni de atunci, de la început. De aceea a făcut lumea și de aceea l-a creat pe om, ca să-l hrăzească fericirii veșnice. Iadul n-a fost creat de Dumnezeu. Iadul a fost creat de om. Cu generoasă bunăvoință a diavolului. Fiecare va moșteni ceea ce a creat. Cel care a creat împreună cu Dumnezeu raiul faptei bune, va moșteni raiul. Iar cel care împreună cu diavolul a creat iadul, va avea parte de iad. Fiecare va merge acolo unde merită. Nu pentru că Dumnezeu este rău, fiind drept, și pentru că tu ai fost rău și n-ai vrut niciodată să te îndrepți, pentru că niciodată n-ai știut ce înseamnă să-ți recunoști fapta rea, să o cumpănești în propria ta conștiință, să-ți pară rău, să o mărturisești la duhovnic, să te scuturi de ea și să-ți primenești sufletul, așa cum mai toți o facem, cel puțin acum în postul cel mare sau în cele de câteva posturi de peste an. Pentru că, iubiții mei, dacă ești de partea diavolului, de el ai parte. Dacă ești de partea lui Hristos, de Hristos ai parte. Și mai este ceva. Îi se spune înfricoșătoarea judecată și în mare măsură așa este. Cine nu se teme de o judecată? Că nu știe ce va fi dincolo. Dar iată că la judecată nu vom fi singuri. Vedeți că noi în Ortodoxie avem o icoană care se cheamă Deisis, înseamnă rugăciune. Iisus Hristos, pe tron de judecător, pe tron de slavă, iar în dreapta și în stânga îi are pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Ei sunt cu mâinile împreunate spre rugăciune. Maica Domnului va fi acolo și se va ruga pentru noi. Pentru că dacă la judecată există de o parte procurorul care te acuză și de alta avocatul care te apără, și la judecata din urmă va fi diavolul care te va acuza și Maica Domnului, avându-l pe Ioan Botezătorul alături, care te va apăra. Ea va fi avocatul nostru. Nu avem certitudine, dar avem speranță. Că atunci când vom tremura în fața dreptului judecător, Maica Domnului va pune un cuvânt pentru noi și va spune, fiule, și eu am fost purtătoare de trup și știu cât de greu se poartă un trup. Și ei au fost purtători de trup și eu știu cât de greu se poartă un trup. De aceea, fii îngăduitor cu ei. Un avocat din vremea noastră ar spune,
nu are dreptate, este vinovat. Dar dacă se poate, să acordați circumstanțe atenuante. Maica Domnului va cere pentru noi, dacă nu iertare desăvârșită, cel puțin circumstanțe atenuante. Nu vei fi primit în locașurile de sus, așa ca premianții de nota 10 sau 9, ci vei fi primit undeva mai pe la margine, ca cel de 5-6. Important e să fii înăuntru, să nu rămâi pe din afară. Să fii asemenea celor 10 fecioare din altă parabolă, pe care n-am să vă spun acum, dar pe care mulți vă amintiți, care și-au ținut candelele aprinse și-au privegheat până noaptea târziu, când a venit mirele pe neașteptate și au intrat împreună cu el în cămara de nuntă. În timp ce celelalte fecioare nebune, neînțelepte, nesăbuite, au adormit, a venit mirele, ele s-au trezit după ce el intrase și a spus: deschide-ne, și a spus: e prea târziu. Ușa s-a închis. Așadar, iubiții mei, privegheați și vă rugați, fiți împreună cu Hristos și Hristos va fi împreună cu voi. Amin.